Vă rog. Încep eu, pentru că de ce să vin eu doar eu să vorbesc la CFR a vorbit un jucător și la noi, nu? A vorbit un jucător. Nu, a vorbit omul meciului. Una e una omul meciului, alta e altceva. Că ați desemnat voi. Voi ați desemnat un meci. Ce ne naște ca fotbal? Noi nu sunteți acum. Și cum vine la ei să vorbească și la noi nu? La noi de ce nu e la jucători? Ce ai mei n-au muncit? N-au alergat? N-au făcut? Scuzați-mă, omul meciului, omul meciului. Dacă lor le spuneți asta, spuneți și la... Și la ei a vorbit antrenorul și un jucător. La noi nu confundați omul meciului cu asta. Dacă l-ați dat voi omul meciului, atunci trebuia să vrească. Dar ce, vă e frică? Că spuneți ce s-a văzut? Am spus că în cupă acum să luăm câte un jucător de la fiecare echipă, nu? Cum cu un jucător de la fiecare? Jucătorul meciului e jucătorul meciului, scuzați-mă. Iată, sau nu mai înțeleg eu. Sau nu, dacă... sunt în România și trebuie să înțeleg toate ce vreți voi. Cum vreți voi? Păi nu e fair, nu e corect ce faceți. Să vorbească și de la mine, jucătorii ți-au simțit. Da, nicio problemă. Ce-au simțit? Jucătorul meciului să vorbească, a fost cel mai bun, nu? Dacă voi l-ați desemnat, asta e altceva. Dar la ei să nu vorbească antrenorul și jucătorul. Și la noi de ce să nu vine și la noi capitanul să spună ce trebuie? Poate să vină, nicio problemă. Poate să vină, da. Nu, ni s-a comunicat că numai eu. Mi-așa mi-a zis, s-a comunicat, că numai eu trebuie să mă duc la să vorbesc. Nu? Da, nu. Nu aici... mi s-a mai comunicat așa, de ce asta? Eu am transmis chestia asta, domnule. De ce asta? Păi tata ceva, ce suntem pe stradă? Au jucat primele două din divizia. Asta nu suntem noi nimeni, noi cine suntem? Cine suntem noi? Far? Cine-i farul, tata? Faceți ce vreți din noi, drepți, hai spuneți, ce trebuie să zic? Nu, este vina mea, îmi cer scuze, dar... Hai să ce vreți să zic? Că de-aia noi am vrut să vin. E lipsă de respect, scuzați-mă. Față de munca care am făcut-o noi toată, până acum. Și pe teren astăzi. Tot. Pe asta vreau să vă... Scuzați, nu se mai poate, nici nu mai poți ce să înțelegi. Ce suntem luați de... Ce, gata, trebuie să stăm drepți? Sau ce vreți? Să stăm drepți cum vreți voi? Spuneți-mi și cu mine la spate. Nu, vreau să vă felicit pentru lupta pe care și pentru meci. Și... cu atât mai mult, cred că sunteți dezamăgit că ați pierdut calificarea într-un meci în care a jucat în 10 oameni contra cei mai puternice echipe de până acum și ați rezistat și la final chiar trebuia să putea să închideți meciul acolo. Cum ai spus, cea mai puternică echipă până acum? Până anul acesta, din ultimii 5 ani. Din ultimii 5 ani. Cei mai puternici suntem noi. Și Dan Petrescu. Și Dan Petrescu a spus. Cei mai puternici suntem noi. Vă rog frumos, respectați-ne. Corect, și Dan Petrescu a spus același lucru. Când suntem acolo, când nu mai fi, mergem. O echipă care n-a pierdut până acum, scuzați-mă. Chiar așa. Ok, ce a fost, a fost. Atunci vorbim și eu din istoria mea. În momentul aproape că ar fi de antologia televiziunii din România, dacă Gică Hagi ar ști să se exprime. Păcat. Regretăm de fiecare dată când îl vedem isteric, faptul că n-are nici măcar 150 de cuvinte în vocabular. Altfel ar fi un predicator, un polemist de clasă. De păcat că la noi, în general, cei care urlă și în fotbal și în politică, n-au cuvintele la ei. N-au fraze, n-au expresii, că și în insultă există o categorie, o artă, pe care ei nu o pot atinge, din păcate. Altfel ar fi fost remarcabil, ar fi intrat în analele televiziunii de sport și poate cine știe și ar fi găsit locul și în programele de revelion. Un astfel de sketch nemaipomenit. Așa se învârte în jurul a câtorva cuvinte și alea explicate prost și puse găunos în câteva fraze absolut lamentabile. Da, sigur că noi chipurile trebuie să luăm cei mai buni din fiecare discurs și atunci o să rămânem la această mânie incredibilă care îl stăpânește pe Gheorghe Hagi de ceva timp încoace. Noi am mai spus-o asta și cu vorbele scriitorilor din secolele trecute și cu vorbele jurnaliștilor din zilele noastre. E greu să ai și faimă și să fii și iubit. Adică așa a fost întotdeauna lumea. Nu le poți avea chiar pe toate. Gică Hagi vrea să fie și cel mai iubit dintre antrenori și echipa lui să fie cea mai iubită, cea mai respectată. Nu putem să ne prefacem. Dragoste cu sila nu merge. Farul Constanța nu este o echipă iubită pentru toate potlogăriile pe care acest club le-a făcut. Înainte de Gică Hagi, după, în timpul prezenței lui acolo, nu văd de ce ar trebui să dăm pe din afară de iubire când întâlnim o astfel de echipă. Acum nu vorbesc de gafele unui reporter sau nu știu ce s-a întâmplat. Oricum Hagi este nervos.
Faro a câștigat 8-0 ultima etapă din campionat, dacă nu mă înșel cu Botoșaniu. E lider în campionat, nu detașat, dar oricum conduce, a condus practic de la începutul campionatului. Lui oricum nu-i ajung lucrurile astea. Și atunci de fiecare dată își dorește ceva mai mult. Ar trebui ca și Hagi să dea un pic mai multe. N-are un pic de umor, de calitate, n-are un pic de recul, da? N-are o frază dintre asta care să-l imortalizeze cumva. La el e doar amenințarea aia că dacă suntem răi, o să ne aducă și pe Coana Leana în direct la televizor. Știi? Cam la asta să rezumă toate intervențiile lui Gică Hagi. De fiecare dată ți-e frică că o să-ți reamintească cine a fost el. Păi așa mi-amintesc și eu. Cum Hagi a intrat, a terminat liceul și facultatea în aceeași zi, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, când, cel puțin așa spunea legenda vremii, nici Hagi nu-și mai amintește că era prea tânăr atunci, dar cum îi convoca pe fotbaliști la câte un liceu, la ore de alea la care erau doar seraliștii prezenți, și absolveau liceul într-o singură zi, a doua zi terminau și facultatea, primeau diploma, deci le aveau pe toate. Emilia Șercan nu se născuse încă în epoca respectivă ca să intre un pic peste ei, dar o să spun că nu e Hagi ușă de biserică să ne certe pe noi de fiecare dată, sau încă o dată să o facă, dar să o facă într-adevăr la înălțimea pe care și-o alocă, sau a poziției pe care și-o alocă. Pentru că să fim certați de un ilustru necunoscut în ale vorbelor, nu e mare lucru. Dacă ar veni un nene de ăsta cu o riglă, cu un băț, nu neapărat cu catedra în spate, dar unul de ăsta care să știe să le spună, ne-am supărat mai puțin, chiar dacă ne-ar face albie de porci. Am asigur că noi nu luăm la această emisiune apărarea niciunui reporter, că ăștia oricum sunt preși în fața lui Hagi și nenea ăsta încerca la sfârșit să o dreagă într-un mod incredibil, că până la urmă nu era nicio eroare că ăla nu vrea să vină, jucătorul de la Faru. Și le-aș reaminti reporterilor, pentru generațiile viitoare o spun, televiziunea plătește ca să transmită meciurile, nu Gică Hagi. Da? Deci cel care comandă este cel care plătește. Televiziunea nu are niciun motiv să se pună în genunchi în fața unui om de fotbal, indiferent cine este acesta. Pentru că omul de fotbal ar muri de foame, cum mor actorii de foame, dacă nu, sau cântăreții de pe alte timpuri, dacă nu-i mai promovează nimeni. Deci el este la mâna televiziunii, nu el trebuie să se răstească la postul TV. Că dacă televiziunea transmite folclor sau culegătorii de ciuperci, dacă se duc pe dealuri și nu se mai dau meciurile de fotbal, el ce face? Oamenii o să trăiască în continuare, așa cum trăiesc și până acum, bine sau prost. Dar fotbalul este gata dacă nu este mediatizat. Nici nu există. Deci asta să nu uite Gică Hagi atunci când ne ia pe noi la certat. Dacă ar fi citit două, trei cărți în viața lui, ar fi prins un pic mai bine.